tu să plecați de la Irta. Deci dacă ați lucrat numai la pădure. Ăsta m-a făcut, șeful de coloană a fost mare prieten cu el. Ăsta a plecat de la Irta și s-a dus la pădure la IMTF. Și el oamenii cei mai buni care eu știu, măi, vii cu mine. Îți dau mașină bună, îți dau mașină în recap, îți dau. Eu după el m-am ținut. Și pe zil ați luat zilul la IMTF-ul. Ați avut răcoanță și pe zil? Zil, da. Răcoanță. Și la urmă, când iarăși am luat, aproape forțat, am schimbat zilul. Sau nu mai țiu minte nici de unde am adus Buceagu. Cu Buceagu omul a lucrat aproape 8 ani de zile. Am schimbat 3 numere. Am avut numărul 2113, 2115 și la urmă mi-a dat numărul 2455. 3 numere am dus încă două mașini. Norma de casare. Am făcut norma. Cât era norma de casare? Povestiți pe scurt cum s-a întâmplat când v-au tăiat șasiul la steag, la Irta. De fapt, mașina avusese norma de casare și dumneavoastră n-ați vrut să renunțați la ea? N-am vrut să o dau eu mașină ca mine, nu a avut nimeni. Eu nu contat că e noroi sau e zăpadă sau eu m-am aruncat sub ea ca cum aș sta acum pe perina asta. Eu am avut mașină ca ceasul. La mine nu a existat să nu meargă. Noi nu am fost să mă duc la mecanic și făț, că în pădure unde am lucrat eu, la 50 de kilometri, la 45-50 de kilometri, dacă s-o defectat mașina iarna, cine să vine? Nu erau telefoane, nu erau nimic. Nu știai să-ți faci mașina, te mânca lupi acolo lângă ea. Eu am făcut cutie, diferențial, motor. Ce a fost de făcut, tot bine. Pe un an de zile, ce am învățat aici? Numai să conduc? Am învățat mecanica, atunci așa a fost. Acum nu știe, stă lângă ea și nu știe ce să-i facă. Și atunci se înțeleg că mașina ajunsese la norma de casare. Da. Și n-am știut că... Adică am știut că are norma. Că m-au anunțat ei, că vezi că trebuie să schimbi mașina. E gata, așa s-a terminat. Nu știu, atunci era altfel, nu ca acum. RTO, revizia tehnică sezonieră, sau RTS-ul e sezonieră. Și RTO, revizia tehnică... RTO 1 și RT2. Și atunci... Nu știu ce mai RT-ul era, nu se mai dădea foaie de parcurs. Gata, ești oprit în garaj cu ea. Acum merge pe la ECA de roțele pe drum. Și practic dumneavoastră n-ați vrut să renunțați la ea. N-am vrut. Când am văzut-o, când m-au tăiat-o, mi-au mers lacrimile pe ochi, am plâns lângă ea. Și atunci ați și plecat? Am dat un carpas. Am văzut carpați. Tot reca. Ce culoare era? Nu mi-a plăcut, culoare roșie. Nu mi-a plăcut. 859 avea. 21 Caraș? 21 Caraș, 859 avea numărul. De ce nu v-a plăcut carpațul? Nu, eu n-am lucrat în viața mea cu mașină sub 4 tone. Numai de la 4 tone în sus. Și atunci am plecat. Am predat-o, au zis să nu predau, că iau concediu. Dar eu deja aveam zilul. Pregătit. Zic, unul, hai să-ți dau mașina mea să lucri. Nu vreau, era un băiat de la Târnova, acolo în Caraș. Târnova de Caraș? Târnova de Caraș. Că este și la noi aici, nu în Județ. Nu vreau, știu că nu arată. Nu vreau, deci nu mă complic eu. Bă,
Hai că ți-o dau în primire. Nu cred. Vino încoace. L-am luat de mână și peste gard, dincolo se vedea zilul deja. A, să înțeleg că autobazele erau în vecinătate, una lângă alta. Am adus zilul și încă eram angajat la el. Și am luat concediu după aia și am predat-o cu proces verbal, Carpasul. Când s-a văzut, a fost bucuros. Era mașină în recaură. Orice car, mașină bună. Și i-am dat-o și nu a vrut să mă lasă. Ori făcut nebun la cap. Ești nebun la cap, mă. Cel mai bun șofer de la noi. Pleci acum. Numai lui am arătat zilul peste gard. Uite-n șosea acolo, vezi mașina? Aia e mașina mea. Ia-o cu proces verbal și da. Și ăla atât au mânat-o, la pădure lucra și el cu Carpasul. Atât au mânat-o până o pierdut pe un drum forestier, o pierdut cutia. O căzut cutia jos. Vai de mine! Și s-au desfăcut șuruburile la cutie, patru șuruburi. Și eu căzut cutia jos. Era un bețivan, un murit el acum, numai ei. Și la pădure ce transporta cu Carpațul? Tot lemn de foc? Lemn de foc. Da, avea puțin încărcătură. 3 tone. 3 tone. Dacă era lemnul uscat, nu avea nici 3 tone. Era mașină slabă. Motorul era puternic, dar slabă transmisia, diferențialul slab. Una, două se rupea pinionul de atac acolo. Avea o bucșă acolo înăuntru, unde era rulmentul la pinionul de atac. Și bucșa aia se rupea, ieșea rulmentul afară. Întotdeauna era echipă care făcea punțile înapoi. Le suda, le făcea la strung, ca o fel de semilună așa, și o suda acolo cu rulmentul ca să reziste, să meargă. Probabil erau și forțate la pădure? Păi la pădure, ca la pădure. Da. Drumuri nenorocite, noroaie, pantă, ce? La pădure, nu? Și e rost să facă asfalt la pădure, nici acum nu e. Și pe zil cât ați lucrat? După ce ați preluat zilul, câți ani ați lucrat pe el? Vreo 4 ani. Cum vi s-a părut zilul ca mașină? Mai ales la pădure. Mașină bună. Mașină bună, solidă. Era... Mai solidă ca steagul, nu? Mai solidă ca steagul. Mai înțepenită la nituri, la alea. Era la șansiu nituit acolo, era făcut de ruși, nu ca la români. Român, a fost tot român. Am pierdut când am venit în Brașov, am pierdut roata de rezervă. De la Buceag? La Buceag. Am venit cu Buceagul din Brașov și odată m-am zis, dram, când m-am oprit și m-am dat jos. Roata mea se duce roată în șanță. Trebuia să tragi la o parte când ai scos-o afară după poarta fabricii și să o iei la rost cu cheiță ce ai avut. Tot să o iei la rost, la strâns, că veneai fără rost pe drum. Era obligat să... Așa am auzit eu că nor a avut de ajuns ca să facă, să construiască 80 de mașini pe schimb, dar au trecut la 100 de mașini. 100 de mașini, 100 de camioane pe schimb. Vă dați seama, oricât ar fi de mare fabrica și oricât de mulți oameni ar fi, vă dați seama ce înseamnă asta, să scoată... Da.
100 de mașini, înseamnă că a strâns pe ulițele numai cu mâna, așa, un pic, și gata. Trebuia mare grijă să ai pe drum, că pierdeai roțile pe drum. Trebuie să iei la fericat tot, să o verifici după aia să pleci. Cum erau motoarele de zile? Erau rezistente? Erau rezistente. Erau. Tot slăbus. Ce a fost? Cu 20 de cai mai mult decât steamă. Da. Pe vremea aia m-am mândrit. Era obosit ca lumea. Avea un brat în față. Dacă da, pe masca din față. Obositalul. Pe masca din față. Un brat. De la o poștă să lucră la pădure. Era o mândrie, cred că, în Caraș. Da, și nu erau multe, erau 4-5 bucăți unde am lucrat eu. Ziluri? Da, nu erau multe. Restul erau steaguri? Restul buceaguri, steaguri. Steag nu. Pe steag nu a fost la pădure. Buceagurile atunci erau pe urmă. Apăruseră buceagurile. O serie 113, uh-huh, cu puncte normale pe față. Atunci au apărut. Era stea noua, n-am prins la păduri, decât zil și bucea. Și zilul l-ați dus până la norma de casare? Da. Mai mult, dar nu ne-au mai lăsat. Mai mult trebuia să... Aici l-au adus, la Lugur, aici l-au casat. Am fost angajat aici, în radio unde mă duc, că suntem în Arad. În județul Timiș, la Lugur, acolo am avut coloană, am avut numărul de matriculare pe Timiș, la pădure. După aia, când s-a format Caraseverinul, ne-am mutat în Caransebeș și ne-a dat număr de... Caraseverin. Deci, practic, ați ținut de regiunea Banat atunci și coloana mare era la Lugoj. La Lugoj, da. Aici veneam să facem reviziile și tot ce trebuia. Și acolo, la dumneavoastră, la Reșița, ați avut doar un punct de lucru sau cum era? O coloană. O coloană de partizate din Lugoj, aici, de la Lugoj. Și cam câte mașini erau? Păi aveam peste 20. 22. Nu mergeau toate. Unele erau defecte, altele erau în recaur, altele erau în RTS-uri, în RT-uri, în tot ce era atunci. Nu frimeai foaie, îți punea de astăzi pe mâine. Mâine nu mai primești foaie de parcurs, ești în revizie tehnică. Trebuia să te conformezi. Zilu avea căldură în cabină. Avea calorifer. Avea. Acum nu avea așa cum au mașinile astea mai noi, dar avea. Iar buceagul deschideam capacul. Luam capacul. La motor. Și vinea căldura de la motor. Frumoase vremuri și totodată cred că destul de grele în perioada. Am văzut, i-am spus acum pe drum că nu am mers pe drum ca ăsta în viața mea. Tot drum greu. Și după ce ați casat Zilu, v-a dat buceag. Buceag. V-ați dus pe buceag nou la Brașov? Nu. Am lucrat prima dată cu unul așa, l-am făcut eu. După aia l-am dus pe la satul mare sau nu știu unde. Am luat unul de acolo. După aia mi l-a luat înapoi și m-a trimis după un serie 114. Că ăsta, uitați cum este așa. Și nu m-a lăsat cu el. Am lucrat puțin și mi l-a întroleat. L-a dus la Lugoj aici, în Timiș.
la Lugoj mi l-au întroleat, au pus troliu pe el. Și când a venit în Brașov, a venit cu caroserie militară? Da. Caroseria așa, exact ca asta. Așa. Uh-huh. A fost mașină din lot militar. Hai, povestiți-mi ce mi-a spus mai înainte vis-a-vis de reprezentanții armatei cu cerceafă, povestea cu cerceafă. Pe cuvântul meu, dacă nu a fost așa, punea pe un platou acolo doi soldați cerceafă, trăgeau mașina cu cabina pe cerceafă și opreai motorul și de dea jos. Nu știu cât timp aveau ei, dacă o picătură de ulei a apărut pe cerceafă, o refuzat tot lotul. Și din astea am avut eu. Le băga înapoi, le schimba culoarea, că era o culoare de armată. Le schimba culoarea, le suflau și asta e mașina ta. Deci, practic, mașina noastră a fost gri, n-a mai fost cachi. Da, n-a mai fost culoare de armată, a fost gri. Dar bună. Am avut curaj să mă duc cu ea și pe gheață am urcat cu ea. Pe gheață am urcat glonț unde nu putea să meargă lumea pe picioare. A fost un accident în Reșița și n-am putut să trecem. Și știam eu niște străduțe acolo, trebuia să urci o pantă în sus, după aia să o iai la stânga. Și era un prieten cu mine, era mai mare ca mine, a murit el acum. Mă zic, eu nu stau aici. Că până făceau comisia acolo, măsurau poliția până aia. Și am dat un picuț înapoi și am urcat o pantă pe viață, unde se dedeau la săniu și copii cu sania. Cum e glonțul ca lumea? L-au pus mâinile în cap, era așa, era el și se jura, zice, să vă bată Dumnezeu, dar mai întâlnit așa ceva. Și când ați ajuns cu el la coloană nouă, v-a schimbat caroserie, v-a pus caroserie civilă? Da, a dat-o jos și mi-a pus platformă numai cu răcoață, fără obloane. Și eram obligat să transport numai lemn rotund, că n-aveam cum să încarc fără obloane lemn de foc. Și atunci am mai mers o lună, două, așa, și gata la Lugoj. N-am mai ținut-o, chiar că a fost nouă. Cu troliul, troliul e mult mai multă greutate, eram obligat să cuplez și fața, și avea planetarele slabe la crucea aia tardanică. Pleznea planetara, se bloca roata pe față și atunci muncește, era saltă cu cricul, dă roata jos, dă butucul jos, scoate planetara, scoate tot și pune înapoi și atunci m-am continuat drumul și n-am vrut. Era mult mai greu, mai multă greutate, troliu. Atunci am și plecat. Am plecat la Isaia, pe mașina a lăsat.